Casa din Moriat, Calorina del Nord, a regretatului evanghelist Billy Graham și a soției sale Ruth, a fost transformată într-un centru de retragere pentru pastorii care au nevoie de restaurare. Potrivit site-ului Billy's Home Place, inițiativa a fost un efort comun al fiicei lui Graham, care se numește și Ruth, un om de afaceri local și actor și profesionist Christian Kirk Cameron. Oferă mai multe experiențe menite să întinerească pastorii și să-i ajute pe credincioși să descopere voia lui Dumnezeu prin scufundări adânc în Cuvântul lui Dumnezeu, spune site-ul, adăugând: Dacă slujiți ca misionar vocațional sau pastor cu 20 sau mai mulți ani, luați câteva momente și completați formularul de odihnă pastorală și sabatică. Nu există nicio taxă pentru pastorii sau misionarii care stau la Billy's Home Place. După cum a raportat de Christian Post, Ruth a scos la vânzare prima casă a părinților ei la un preț de 599.000 de dolari ca o încercare de a strânge fonduri pentru tratamentele medicale ale fiicei sale. Potrivit Redfin, casa a fost vândută pentru 750.000 de dolari la 1 septembrie 2021. La acea vreme, Ruth a spus pentru de Christian Post că părinții au cumpărat casa pentru prima dată în 1940. A fost selectat pentru că era chiar vizavi de bunicii mei, a spus ea. M-am născut în perioada în care familia locuia în casă. Cruciadele din Los Angeles și turneul tatălui meu în Anglia au avut loc în acei ani. Aici a început totul. Familia Graham s-a mutat ulterior din casa cu două etaje în 1957, dar încă locuia în Monreat. În ultimii ani, proprietatea ar fi fost folosită ca închiriere de vacanțe înainte de a fi vândută în 2021. Casa rămâne în stare bună și conține suveniruri din viața de familie tânără a familiei Graham, inclusiv fotografii, cărți și mobilier. Bogată în istorie creștină și moștenire a Evangheliei, această moșie umilă este mai mult decât o relicvă permanentă a unei vieți bine trăite. Mai degrabă, această casă desevește ca o continuare a moștenirii Dr. Ram, afirmă Bill's Home Place o retragere pentru pastor și misionari obosiți, o mângâiere de a căuta chipul lui Dumnezeu. În acest scop a fost înființat Billy's Home Place, relatează christianhardline.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.